nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. După 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Iisus, a stat în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă. Apoi a zis lui Toma, adu-ți degetul încoace și uită-te la mâinile mele și adu-ți mâna și pune-o în coasta mea. Și nu fi necredincios, ci credincios. Drept răspuns, Toma i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Toma i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Ați băgat de seamă cum, cât de rapid schimbă oamenii sărbătorile. Dacă în urmă cu o săptămână celebram învierea Domnului, astăzi, vă spun sincer, nu știu ce celebrează lumea. Unii numesc această zi Duminica Tomii. N-am înțeles de ce Duminica Tomii. Alții Duminica Morților. Și de aici o întreagă nebunie de ritualuri, ca să le numesc așa. Cert este că astăzi aș vrea să celebrăm tot învierea Domnului nostru. Pentru că El este viu. Pentru că El este aici cu noi. Pentru că dacă n-ar fi înviat noi astăzi, n-am fi fost aici. Îi mulțumim că ne-a iubit atât de mult încât a înviat și odată cu El ne-a înviat pe noi toți. Amin. Nu știu când a început această sărbătoare. Mi-e greu să cred că atunci, la 8 zile după învierea Domnului. Cert este că nu este sărbătorită așa cum trebuie. Dacă vorbim despre această Duminică a Tomii, deci despre această sărbătoare, nu sunt sigur dacă, atunci când vorbim despre Toma, nu sunt sigur dacă a fost necredință sau a fost îndoială. Dar știu că drumul spre necredință este trasat întâi de îndoială. Știți cum îl prezintă oamenii pe Toma? După bunul lor plac. După bunul lor plac. Unii vorbesc despre un Toma necredincios. Depinde de fapt, știți de ce depinde? De starea fiecăruia de spirit. Și personal n-am auzit pe nimeni să spună un lucru bun despre Toma, pentru că de fapt nici nu ne amintim de Toma decât în Duminica Tomii. În restul anului s-a dus cu Toma. Și atunci preferăm să îl ținem în amintirea noastră ca pe un om necredincios. Dar știți ceva? Cred că mulți dintre noi suntem mai necredincioși decât a fost Toma atunci. Cred că mulți dintre noi avem probleme mai mari acum decât a avut Toma atunci. Aș vrea să privim în dimineața asta la cum îl descrie Ioan pe Toma. Și după aceea să învățăm câteva lucruri. Pentru că sunt importante pentru noi. Ioan nu vorbește prima dată despre un Toma necredincios. Ioan vorbește despre un Toma plin de râvnă. Un Toma plin de îndrăzneală. Ioan, capitolul 11, versetul 16, spune așa. Atunci Toma a zis geamăn, a zis celorlalți, haidem să mergem și noi să murim împreună cu el. Vă amintiți contextul? Lazar, fratele Martei și al Mariei, murise. Iisus voia să plece în Betania. El știa că dacă se duce în Betania, în ținutul Iudeei, riscul să fie prins și omorât este enorm. Și știau și ucenicii lucrul acesta. Și zice Iisus, mă duc la Lazar. Zice Toma, se transformă pentru prima dată într-un lider a tuturor celorlalți ucenici. Și zice Toma, haideți să mergem și noi să murim împreună cu el. Nu cu Lazar. Pentru că dacă vă uitați atenți în Biblie, acolo este El cu E mare, vorbea despre Iisus. Ei știau că Iisus s-ar putea să moară acolo. S-ar putea să fie prins și omorât. Și a zis Toma, nu contează, unde te duci? În Betania vei fi prins și omorât? Nicio problemă. Atât de mult te iubesc încât mă duc și eu să mor cu tine. Și i-a invitat și pe ceilalți, haideți să mergem să murim împreună cu El. Știți cum era Toma atunci? Un Toma plin de râvnă. Vă amintiți
Vă amintiți de râvna aceea a dragostei din tâi? Vă amintiți atunci când l-ați cunoscut, când l-am cunoscut fiecare dintre noi pe Dumnezeu, când Dumnezeu s-a descoperit inimii noastre? Vă amintiți cât de mult îl iubeam? Vă amintiți cum am fi dăruit totul? Am fi făcut totul pentru el? Exact ca Toma. Știți ce era? O nenorocită de stare a dragostei din tâi. O nenorocită stare a dragostei din tâi. Și știți de ce nenorocită? Pentru că a trecut și nu avea voie să treacă. Pentru că asta depinde de noi. Dragostea lui Dumnezeu pentru noi, vă garantez că nu s-a schimbat. Dragostea noastră pentru el s-a schimbat de mult. Cam așa stau lucrurile. Ioan vorbește prima dată despre un Toma plin de râvnă. Știi când îți dai seama că ți-ai pierdut dragostea din tâi? Focul acela, pasiunea aceea pentru Dumnezeu. Atunci când te năpădesc amintirile. Atunci când rămâi acolo blocat în amintiri și stai și vorbești și te gândești, măi, ce frumos a fost odată. Ce frumos și cât misiunam odată. Ce evenimente frumoase erau în biserica noastră odată. Și atunci când, în loc de soluții, tu, om răscumpărat de Hristos, cauți scuze. Atunci când cauți scuze și spui, a, eu aș face mai mult pentru Dumnezeu, dar cu cine? Cu cine? Eu m-aș închina mai altfel în biserica noastră, dar cu cine? Dar ce închinare au ăștia? Cât n-aș dărui eu, dar și salariul e puțin. Dar știi, ratele-s mari. Știi că ți-ai pierdut dragostea atunci. Tu ești omul care cauți scuze și nu soluții. De parcă Dumnezeu așteaptă ca noi să-L slujim pe El cu resursele noastre. Dumnezeu, când se vrea slujit și se vrea slujit de fiecare dintre noi, ne dă și resursele necesare, și banii necesari, și timpul necesar, și focul necesar. Trebuie să vrem noi. Asta e tot. După un Toma plin de râvnă, Ioan îl prezintă ca pe un om nesigur. Un Toma nesigur, și zice în Ioan 14:5, Doamne, i-a zis Toma, noi nu știm unde te duci. Cum putem noi să știm calea într-acolo? Ați auzit vreo predică în care Toma să fie făcut lider, Toma să fie vorbit de bine, să se spună despre Toma, liderul celorlalți ucenici? Eu n-am auzit. Dar citesc într-o grămadă de locuri în Scriptură în care Toma ia cuvântul și ceilalți sunt toți de acord cu el. Și asta spune că ceva nu e în regulă. Toma era portavocea celorlalți? Stă Iisus de vorbă cu ucenicii și zice, misiunea mea pe pământul acesta s-a cam terminat. Eu mă duc la Tatăl. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Mă duc, zice Domnul, și după ce e gata locul acela, vin după voi, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Nu o să vă las singuri. Știți unde mă duc, zice Domnul, și știți și calea într-acolo. Și zice Toma, Doamne, noi nu știm. Doamne, noi nu știm unde te duci. Doamne, noi nu știm nici calea într-acolo. Știți cât i-a trebuit la Toma să se schimbe? 3 capitole. 3 capitole mai în față, zice Toma, haide să mergem și noi să murim împreună cu el. După 3 capitole, zice Toma, unde te duci? Care-i drumul? Noi nu știm despre ce vorbești. Ne-ai băgat în ceață. Știți când se schimbă Toma? După ce vede minunile lui Dumnezeu. După învierea lui Lazar. Pentru că dacă nu suntem atenți, ne pierdem dragostea pentru Dumnezeu, obișnuindu-ne cu Dumnezeu, obișnuindu-ne cu minunile lui Dumnezeu. Fiți sinceri și răspundeți pentru dumneavoastră. Așa e că minunile pe care le face Dumnezeu în mijlocul nostru, minunile care le vedem cu ochii noștri, care le simțim cu inima, minunile de care suntem conștienți, nu mai au așa puternic impact asupra vieții noastre. Pentru că ne-am obișnuit. Ne-am obișnuit ca Dumnezeu să vindece bolnavii.
Ne-am obișnuit ca Dumnezeu să-i hrănească pe cei săraci. Ne-am obișnuit cu atât de multe minuni pe care le face Dumnezeu. Și uneori credem că ni se cuvine. Credem că e normal și ni se cuvine ca Dumnezeu să ne scoată dintr-un necaz. Nu e nici normal și nici nu ni se cuvine. E doar harul lui Dumnezeu, e doar bunătatea lui Dumnezeu care se revarsă peste noi. Toma uită tot și devine nesigur după ce vede învierea unui om din morți. Se transformă în lider pentru ceilalți și ceilalți sunt de acord cu el. Nu știm, Doamne, unde te duci, ne-ai băgat în ceață, noi ce facem acum? Știți ce s-a întâmplat de fapt? Primiseră o veste rea. Ei au crezut că Domnul va fi veșnic pe pământ împreună cu ei. Ei au crezut că Dumnezeu nu-i va părăsi niciodată, că va fi fizic împreună cu ei. Și dintr-o dată zice, Doamne, uite, știi care e treaba? Acum cred că tu greșești un pic. Adică noi am lăsat totul pentru tine. Noi ne-am ridicat toți acești oameni în cap. Păi tu dacă pleci de lângă noi, bă, ăștia ne vor pune pe noi pe cruce. Cum adică ne lași singuri? Au primit o veste rea și știți care e primul efect al veștilor rele? Nesiguranța. Încep să te clatin. Dintr-o dată nu mai știi unde e Dumnezeu. Dintr-o dată nu mai știi ce vrea Dumnezeu de la tine. Te trezești dintr-o dată singur și singură, nebăgată în seamă, depresia e la ea acasă și nu mai știi încotro să o apuci. Și uiți tot. Nu ești, știți ce suntem atunci în momentele acelea? Fiecare dintre noi, un Toma. Un Toma suntem. Și doar asta spunem și doar asta gândim și doar asta avem în inimă. Unde ești, Doamne? Nu mai știu, Doamne. Pentru că, de fapt, frica ne blochează, ne paralizează inima, ne paralizează mintea, ne paralizează ochii spirituali. Nu știm unde te duci și nu știm nici un cale într-acolo, zice Toma. Dar știți ce nu știa Toma? Unde era Iisus? Unde era Iisus când Toma vorbea cu el? Era lângă el. Dar Toma nu-l mai vedea de frică. Pentru că frica asta face, ne paralizează și nu-l mai vedem pe Dumnezeu. Dar să știți și să nu uitați niciodată. Și atunci când ni se pare că nu-i lângă noi, și atunci când nu-l vedem, și atunci când nu-l simțim, El este acolo. Domnul este acolo, este lângă noi. Pentru că El nu ne părăsește niciodată. L-am părăsit noi de o grămadă de ori. Dar El a rămas fidel legământului încheiat cu noi. Slavă Lui pentru asta! În al treilea rând, Ioan îl prezintă pe Toma ca pe un om necredincios. După un Toma plin de rând... Gândiți-vă ce parcurs a avut omul acesta. Un om plin de râvnă pentru Dumnezeu. După aceea ceva s-a întâmplat și a devenit nesigur, pentru că a lăsat ca veștile rele să inunde inima. Și nesiguranța aceasta l-a condus direct spre necredință. Ioan 20, versetul 25, zice Toma, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, zice Toma, eu nu voi crede. Știți care a fost deviza lui Toma? Eu nu cred până nu văd. Știți ce deviză îl învățase Dumnezeu până atunci? Și știți care e deviza lui Dumnezeu pentru noi, pentru biserica Lui? Crede și vei vedea. Ca să vezi, trebuie să crezi. Vrei să vezi minunile lui Dumnezeu? Crede. Crede în El. Toma a zis, eu până nu văd, nu cred. Mă, parcă ar fi fost român. Deci parcă ar fi fost român. Că numai noi suntem așa. Numai noi avem asta pe buze. Deci eu până nu văd, eu până nu pun mâna, nici vorbă. Dar când în inima ta nu e numai îndoială, cine să mai vadă? Cine să mai creadă? Pentru că tu nu ești decât un Toma. Atunci nu mai avea cine să creadă. Pentru că Toma, de fapt, știți, mă gândesc, oare de ce Toma n-a fost la întâlnirea asta cu ucenicii? Când a venit Iisus prima dată să arate ucenicilor? Unde a plecat? Care au fost motivele pentru care a plecat? Oare nu cumva își mai lăsase în pod undița și mai avea cu ce pescui? Oare nu cumva a fost omul care
N-a lăsat totul atunci când s-a întâlnit cu Hristos. În necaz, în întuneric și în singurătate, în singurătate afli de fapt dacă tu te sprijini pe Hristos sau pe lucrurile care le-ai păstrat, pe soluțiile de rezervă. În vremuri bune, toți suntem creștini buni. În vremuri bune, în vremuri de pace, în vremuri de liniște, când nu-ți lipsește pâinea, când pruncii ți-s acasă și ți-s bine, când toate merg perfect, nu-i greu să spui slavă Domnului. Nu-i greu să spui că tu ești creștin. Nu-i greu să spui că tu crezi în minunile lui Dumnezeu. Știți când e greu? Atunci când ești îngenunchiat de probleme. Atunci când cei din jurul tău te-au părăsit. Atunci când poate pruncul ți-a plecat de acasă. Atunci când ai rămas fără serviciu. Atunci când ai o veste îngrozitoare cu privire la sănătatea ta. Dar știți? Abia atunci vezi și tu în cine te încrezi. Abia atunci îți dai și tu seama din ce a luat ești făcut. Dacă ne uităm la viața lui Toma, știți ce vedem? Compasiune după întoarcerea, după întâlnirea cu Dumnezeu. După aceea nesiguranță, după aceea necredință și declin. A început bine, dar probabil din cauza bagajului care nu l-a lăsat la cruci, risca să sfârșească prost. Pentru că zice Scriptura că e mai bun sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Că degeaba ai început cu Dumnezeu plin de râvnă. Degeaba ești în biserică astăzi numai cu mâinile pe sus. Degeaba astăzi stai și te rogi o oră și două și trei și toată noaptea, dacă tu peste un an nu mai ești nicăieri. Sunt degeaba toate. Mai bun este, zice Domnul, sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Pentru că, de fapt, Dumnezeu vrea de la noi continuitate. Dumnezeu vrea de la noi statornicie. Dumnezeu nu ne vrea astăzi sus și mâine jos. Dumnezeu nu ne vrea astăzi cu El și mâine plecați. Dumnezeu nu ne vrea astăzi aici și mâine Dima. Ce a câștigat Dumnezeu de la noi atunci? Cam toți am început bine și am mars pentru Hristos. Apoi am devenit oarecum nesiguri când am văzut că lucrurile nu stau chiar așa. Ați auzit de oameni în biserică, care pleacă din biserică și zic, mă, nu-i chiar așa cum am crezut. Nu-i chiar așa cum mi s-a spus. Am crezut că dacă mă împac cu Dumnezeu, am crezut că dacă mă pocăiesc, toate lucrurile vor merge bine. Nu e adevărat. Nu știu ce Biblie au citit. Eu știu că în Biblia mea scrie cuvintele Domnului că în lume vom avea necazuri. Dar în aceeași Biblie, Dumnezeu promite că în acele necazuri va fi cu noi. Că nu ne va părăsi. Că ne va da biruință. Amin. A treia stare pe care ne-o prezintă Ioan despre Toma este un Toma necredincios. Însă înainte de a vorbi despre a patra stare a lui Toma, aș vrea să vedem câteva lucruri pe care le-a pierdut Toma sau câteva lucruri pe care trebuie să le învățăm din textul acesta. Și primul lucru pe care trebuie să-l învățăm, să nu-l uităm, este că fiecare lipsă de la biserică înseamnă pierderea unei binecuvântări. Fiecare lipsă de la biserică înseamnă pierderea unei binecuvântări. Venind la biserică, noi culegem binecuvântările pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru noi. Nu le mai vedem, dacă asta credeți, sunt de acord cu dumneavoastră. Dar credeți că ar fi o binecuvântare mai mare să fiți undeva acum unde se înjură? Undeva unde Dumnezeu e blestemat? Credeți că ar fi o binecuvântare mai mare să stați acum acasă bolnavi? Nu e o binecuvântare să vii să-ți vezi frații, să poți să bei o cafea cu ei? Să spună cineva, Dumnezeu să te binecuvânteze. Ba da, sunt binecuvântări. Nu mai vorbim despre celelalte binecuvântări. Când aici,
în biserică, pentru că biserica este locul unde lui Dumnezeu îi place să lucreze cel mai mult. Dumnezeu te poate elibera, Dumnezeu îți poate da pace, Dumnezeu îți poate da siguranța de care ai nevoie, siguranța pe care poate ai pierdut-o de câteva zile. Sunt binecuvântări. Sunt binecuvântări pe care poate le primești în fiecare duminică sau la fiecare întâlnire a bisericii. Și tu lipsești. Toma a lipsit de la întâlnirea aceea și a regretat. Venise Hristos la o întâlnire specială cu ei și Toma a fost plecat. Pentru că Toma a fost frustrat. Toma a fost necăjit. Toma n-a mai crezut. A zis, nu mă mai duc nici la biserică. Dar eu știu ce mi-a promis. Eu știu ce a spus. Și acum a murit. Dacă a fost Dumnezeu, de ce n-a coborât de pe cruce? Pentru El nu coborâse Hristos de pe cruce. Și pentru noi. Fiecare lipsă de la biserică este pierderea unei binecuvântări. Și știți cum se întâmplă lucrurile astea? Zici, nu mă duc astăzi la biserică. E doar o chestiune de timp până te mai duci de fel. Pentru că săptămâna asta nu te duci la un program, săptămâna cealaltă nu te duci la două și începi să te răcești. Începi să pierzi toată dragostea pentru Dumnezeu. Zice cuvântul lui Dumnezeu în Evrei 10 cu 25, să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Dar să știți că versetul acesta nu vorbește despre mutatul într-o altă biserică. Versetul acesta, de fapt, ne spune nouă, nu plecați ca hăbăucii de lângă Dumnezeu. Nu plecați din biserică pentru că nu se poate fără biserică. Nu vă izolați. Pentru că nu se poate. Fără frați nu se poate. Fără cuvântul lui Dumnezeu nu se poate. Știți ce scuză folosim când nu mergem la biserică? Las că citesc acasă. Las că mă rog acasă. Știți ce se întâmplă? Nici nu ne rugăm acasă. Nici nu citim acasă. Asta se întâmplă. Al doilea lucru pe care îl învățăm este că Iisus nu se prezintă individual credincioșilor care se izolează de frați. Iisus nu se prezintă individual credincioșilor care se izolează de frați. La prima sa vizită Toma n-a fost acolo. Toma, știți ce a preferat? A preferat singurătatea. Și nici nu contează motivele. Nici nu contează supărarea lui, durerea lui, frustrarea lui. Nu contează unde a fost și ce a făcut. Nu contează. Tot ce contează este că el nu a fost acolo și a avut de pierdut. Iisus nu l-a căutat pe Toma în singurătățile lui. Iisus nu l-a căutat pe Toma în singurătățile lui. Zice cuvântul lui Dumnezeu că unde doi sau trei vor fi adunați în numele meu sau pentru numele meu, zice Dumnezeu, voi fi și eu acolo. Ne înșelăm dacă credem că Dumnezeu ne va căuta pe noi oriunde ne vom duce. Nu, nu, nu. Nicăieri n-am citit în Biblia asta. Nicăieri. Atunci când tu vei rămâne singur, atunci când te vor părăsi alții, atunci când te vor da la o parte, Iisus Hristos va fi lângă tine. Dar când tu alegi să te izolezi, nu te va căuta nimeni. Pentru că Iisus nu se prezintă individual credincioșilor care se izolează de frați, de biserică. Pentru că El n-are de-a face cu mofturile noastre. Știți când ne izolăm noi? Când nu ne mai convine de predicator, de pastor, de cei care cântă, de nu știu care frate sau nu știu care soră din biserică, ne izolăm. Și ce sunt astea? Mofturi. Mofturi sunt. De parcă noi am fi perfecți. De parcă toată lumea ar trebui să joace după cum cântăm noi. Al treilea lucru pe care îl învățăm, pentru că Dumnezeu ne iubește, ne dă mereu a doua șansă. Slavă Lui pentru asta. Știți cum numește? Știți la ce mă gândesc? Și mă gândeam aseară. Sunt o grămadă de lucruri în care falimentăm în fiecare zi. Sunt lucruri în viața noastră pe care le-am adus înaintea lui Dumnezeu de zeci de ori, pentru care ne-am cerut iertare de zeci sau de sute de ori și am spus, Doamne, uite, iar am făcut asta. Numai ieri ți-am spus că nu mai fac. Doamne, uite, ți-am mai spus de 100 de ori ți-am spus că nu mai fac lucrul ăsta și iar l-am făcut. Noi privim lucrurile
așa, m-am dus, mi-e și rușine să mai merg la Dumnezeu. I-am spus Domnului că nu mai fac tâmpenia asta. De 100 de ori am spus. Dumnezeu privește lucrurile altfel. Zice Dumnezeu, uite, îți mai dau o șansă, a doua șansă. A doua șansă. Cred că fiecare dintre noi suntem aici cu a doua șansă dată de Dumnezeu. Dar de fapt, poate e a 2000-a șansă. A 20.000-a șansă. Slavă Lui pentru cum vede El lucrurile. A venit Domnul a doua oară la ucenici să se întâlnească cu Toma. Știți la ce v-am gândit? După ce s-a arătat prima dată ucenicilor, nu putea pleca la cer. După înviere, lucrarea era terminată. Putea pleca. A venit Domnul în mijlocul lor, s-a uitat, mă, cât sunt, mă, unde-i Toma? Mă, ce-i cu Toma? Unde a plecat Toma? Mă întreb cum o fi rămas ceilalți rușinați, o fi zis, nu știm, Doamne. Păi fratele vostru, nu e o tragedie ca biserica să nu știe unde-s membrii ei. Nu e o tragedie ca să vezi că lipsește unul și săptămâna asta și cealaltă, și cealaltă. Și tu să nu-i dai măcar un telefon, un mesaj. Tu care stai toată ziua pe telefon. Mă, murit ai. Ce ai pățit? Dumnezeu nu l-a părăsit pe Toma. A venit prima dată la ucenici și a zis, nu-i Toma, nu-i, nicio problemă. Las că nu mă duc la cer până când vine și el. Las că vine el înapoi. Abia a așteptat Dumnezeu ca Toma să reintre în familia lui. Dar mă gândesc pentru Toma, știți cum a fi fost săptămâna aceea? O săptămână nenorocită. Păi, au venit ceilalți ucenici și au zis, mă, Toma, mă, unde ai fost? No, la pescuit, să zicem, la piața de mașini. Au fost să-și cumpere mașină. No. Mă, Toma, știi ce s-a întâmplat? A venit Domnul, mă. Mă, Toma, a stat în mijlocul nostru. Mă, Toma, a suflat peste noi Duhul Sfânt. Mă, Toma, a fost El, nu suntem nebuni. 100% că El a fost. Mă gândesc ce săptămână a fi avut Toma. O săptămână de necaz. O săptămână de greutate. S-o fi gândit, oare o fi fost El? Oare, dar n-am putut să mă duc și eu la întâlnirea aceea. Dar ce m-a apucat tocmai acum să lipsesc? Oare de ce nu mă caută? Oare o să-l mai văd vreodată? Nu cred că i-a fost ușor. Nu cred că i-a fost ușor. Și cu toate îndoielile din inima lui, cu toată necredința din inima lui, și ce a făcut? Următoarea duminică, următoarea întâlnire de rugăciune, următoarea slujba bisericii, Toma a fost acolo și a zis, mă, eu nu cred până nu văd, dar știți că există o stare mai rea decât asta, să nu te duci să vezi. Zice, Toma, eu nu cred până nu văd, dar uite, eu mă duc să văd. Pentru că se poate să nu crezi până nu vezi. Nu e o stare chiar atât de rea. Există starea aceea în care tu nu crezi până nu vezi, dar nu te duci niciodată să vezi. Nu te duci niciodată să vezi. A mers și n-a regretat. Întâlnirea se termină cu cea mai frumoasă declarație a Bibliei. Domnul meu și Dumnezeul meu. Necredința și îndoiala s-au spulberat din inima lui și a lăsat loc unei bucurii de nedescris. Nici nu știu dacă a pus mâna. Nici nu știu. Părerile sunt împărțite. Dacă o să citiți comentarii biblice, unii spun că Toma a pus mâna, alții spun că Toma n-a pus mâna. Știți ce știu numai? Știu că Toma n-a fost cu nimic mai necredincios decât ceilalți ucenici. Ceilalți ucenici, când Domnul a apărut în mijlocul lor, au crezut? Nu. N-au crezut. Ioan 20 cu 20. Și după ce a zis aceste vorbe, adică Domnul le-a arătat mâinile și coasta sa, eu cred că ăștia au rămas încremeniți. Cine-i? O nălucă-i? Ce s-a întâmplat? Și Domnul, nu, eu sunt. Astea sunt mâinile care au fost răpunse pentru voi. Asta e coasta care a fost răpunsă pentru voi. Prin rănile astea sunteți voi tămăduiți. Eu sunt. N-au crezut nici ei. S-au bucurat după ce au văzut rănile, că până atunci era o stană de piatră. Erau încremediți. Întrebarea este, noi cum suntem astăzi? Și cum e la noi în suflet? Nu se mai pune problema la noi astăzi ca la Toma în urmă cu 2000 de ani.
Eu nu cred până nu văd. Astăzi, într-un fel sau altul, suntem obligați să credem ca să putem vedea. A patra stare cu care încheiem, pe care Ioan îl prezintă pe Toma, pentru că există un parcurs în viața al tuturor lucrurilor, este un Toma reabilitat. Și este exact starea care ne interesează pe noi. Poți să fii pe calea credinței, poți să fii plin de râvnă. Poți să fii, să ai păreri îndoielnice, să fii, poți să fii necredincios. Se poate întâmpla și poate când ni s-a întâmplat fiecare dintre noi. Dar știți ceea ce contează? Ca la un moment dat tu să devii un om reabilitat. Tu să devii omul care se lasă reabilitat de Dumnezeu. În Ioan 21, dacă o să citiți, îl vedem pe Toma la Marea Tiberiade împreună cu ceilalți ucenici. Așa necredincios s-a dus la întâlnire, s-a dus la rugăciune, s-a întâlnit cu Iisus. Zice, Doamne, am greșit până acum. Am făcut cum am crezut eu. Am trăit cum am crezut eu. Și am trăit o minciună. Și am crezut o minciună. De astăzi nu mă mai las de biserica ta. Nu mă mai las de ucenici. De astăzi vom fi împreună. Îl vedem la Marea Tiberiade împreună cu ceilalți. Știți ce a înțeles Toma? Că nu-i de joacă. Toma a înțeles că nu-i vremea de mofturi. A înțeles că nu-i vremea izolării. Toma a înțeles că e vremea luptei. Și astăzi, mai mult decât atunci, e vremea luptei. E vremea să rămânem uniți. E vremea să strângem rândurile. Pentru că e vremea luptei. Oricare dintre noi putem avea căderi. Oricare dintre noi. Oare cât durează căderea? Perioada proastă a lui Toma a durat 8 zile. Oare noi de când suntem în starea asta? De necredință sau îndoială? Nu credeți că ar fi timpul să ne ridicăm? Nu credeți că ar fi timpul să revenim la dragostea aceea arzătoare pentru Dumnezeu? La pasiunea aceea care să ne inunde inima? Pentru că cel care l-a reabilitat pe Toma ne poate reabilita și pe noi, pe fiecare. Haideți să ne ridicăm în picioare. Știți ce îmi place cel mai mult la Dumnezeu? Că după marele eșec al lui Toma, și să știți că n-a fost marele eșec al lui Toma, de fapt a fost marele eșec a tuturor ucenicilor. Că doar numai Toma la 8 zile după înviere o dă în bară, dar înainte de înviere, când l-au răstignit pe Hristos, au dat-o toți în bară. Că toți au fugit de el, toți l-au părăsit. De frică. Ei care spuseseră că se vor duce oriunde cu el, ei care spuseseră că sunt gata să-și dea viața pentru el. A fost eșecul tuturor ucenicilor. Dar după marele eșec al lui Toma, după marele eșec al tuturor ucenicilor, știți ce urmează? Știți ce face Dumnezeu? După marele eșec, urmează marea trimitere. Și zice Domnul, mergeți în toată lumea și faceți ucenici. Doamne, noi care am fugit de tine, noi care n-am mai crezut în tine, noi care am prețuit mai mult viața noastră, noi, zice Domnul, da voi. Pentru că asta face Dumnezeu. Alege să lucreze cu un eșec ca tine și ca mine. Cu un faliment, dar cu un faliment care vrea să fie reabilitat. Un faliment care vrea să se ridice. Un faliment care vrea să lucreze pentru el. Dar știți, nu poți să-i spui, Doamne, reabilitează-mă, până nu ești conștient că tu ai nevoie să fii reabilitat. Nu poți să fii reabilitat până nu ești conștient că undeva ai eșuat, că undeva ai dat-o în bară. Doamne, nu te mai iubesc atât de mult. Doamne, fac lucrurile mecanic, nu cu dragoste. Doamne, nu mai dăruiesc. Doamne, nu mai citesc. Doamne, nu mă mai rog. Doamne, nu mă mai interesează. Doamne, nu mai am pasiune în mine. Și ce sunt astea? Eșecuri. Eșecuri. Mă rog ca în dimineața asta Dumnezeu să aprindă în noi pasiunea pentru El. Mă rog ca Dumnezeu să ne reabiliteze pe fiecare din orice eșec
al vieții noastre, al minții noastre, al inimii noastre. Și aș vrea să ne rugăm pentru asta împreună. Să-i spunem unui: Doamne, reabilitează viața mea. Reabilitează mintea mea, sentimentele mele, inima mea. Doamne, vreau să ard pentru Tine. Vreau să Te simt din nou. Vreau să aud glasul Tău din nou. Vreau, Doamne, să simt că sunt în brațele Tale. Ridică-mă, reabilitează-mă. Ne rugăm pentru aceste lucruri. Amin. Ne rugăm cu toții.